Campania de vaccinare antigripală gratuită a Ministerului Sănătății pentru persoanele cu risc ridicat de îmbolnăvire continuă în această perioadă. La începutul acestei săptămâni a ajuns la Iași de a șasea tranșă de vaccin antigripal. Astfel, Ministrul Sănătății a distribuit Direcției de Sănătate Publică Iași încă 23.400 de doze de tip Influvac și 16.896 de vaccinuri antigripal Vaxigrip. Prin urmare, începând de astăzi, dozele Vaxigrip vor fi direcționate către cabinetele medicilor de familie și au drept scop imunizarea copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 3 ani, la care este recomandată vaccinarea. De asemenea, cele 23.400 de doze de vaccin antigripal Influvac vor fi distribuite la cabinetele medicilor de familie pentru continuarea imunizării persoanelor cu risc ridicat de îmbolnăvire, către personalul medico-sanitar, dar și la celelalte grupe de risc.